Cercetările Direcției Județene de Statistică Suceava privind evoluția pieței muncii din județ arată o creștere ușoară a numărului total de angajați, dar și o creștere a salariilor. Totuși, decalajul față de câștigurile salariale de la nivel național a rămas foarte mare. La nivel de câștiguri oficiale Suceava este pe ultimul loc și în regiunea Moldovei, depășită și de Botoșani și Vaslui. Conform datelor analizate de Direcția Județeană de Statistică Suceava, efectivul de salariați de la final de octombrie 2023 a fost în județul Suceava de 120.525 persoane. Semnificativă este comparația cu octombrie 2022, efectivul de salariați crescând cu 2091 de persoane, respectiv cu 1,8% la sută. Referitor la salarii, câștigul salarial mediu brut în luna octombrie 2023 din județul Suceava a fost de 5750 lei persoană. Acest salariu mediu brut a fost cu 23,4% mai mic față de câștigul salarial mediu brut realizat la nivel național în octombrie, respectiv de 7509 lei pe persoană. Conform statistici, în luna octombrie 2023, în cadrul regiunii nord-est, câștigul salarial real mediu brut înregistrat de celelalte județe componente a fost județul Bacău 6452 lei de persoană, Botoșan 5835 lei, Iași 7345 lei, Neamț cu 5864 lei de persoană și Vaslui 6.45 lei.